Târgul de aventură organizat în galeria unui hipermarket din zona Târgului Veterani oferă pasionaților de sporturi extreme suficiente motive pentru a încerca lucruri noi atunci când vine vorba despre mișcare. În acest târg de aventură o să găsim o serie de sporturi extreme expuse. Adică expuse în sensul că avem tot ceea ce înseamnă echipament, tot ceea ce înseamnă chiar mașini până la urmă, de off-road, avem motociclete de cross, avem biciclete mountain bike, printre care avem și clubul de airsoft. Avem de asemenea clubul de la Speo Alpin, care vine cu acele bărci speciale de coborâre pe Nera, coborâri în rapel, pe corzi. Deci sunt sporturi extreme și deosebit de frumoase. Airsoftul este un sport care în ultima vreme a prins foarte bine printre tinerii și nu numai în Mehedinți. Astfel, la ora actuală în județ sunt două organizații care practică și promovează acest tip de sport. De altfel, curioșii pot afla mai multe despre airsoft la Târgul de Aventură, căci se va organiza și un concurs de tir, la care vor fi folosite arme de airsoft. Soft, care sunt copii fidele după armele reale. Vine primăvara, mă gândesc, și este timpul să scoatem afară din casă tineretul și pe ceilalți, nu se referă numai la tineret, pentru a putea să ne mișcăm în aer liber. Asta este toată, sănătate. Mens sana in corpore sana. Clubul de airsoft organizează și un concurs de tir, calibru 6 mm cu acele replici de airsoft în care vor fi categorii de vârstă între 16 și 18 ani, 18 și ani 25, 25, 35 și peste. Intrarea este liberă, iar toți cei care participă vor avea parte de prezentări detaliate ale echipamentelor folosite în aceste sporturi.